Interpreții, cameramanii și fotografii care prestează servicii la ceremonii de familie sau corporative riscă să achite amenzi usturătoare. Aceștia se pot pomeni în orice clipă cu inspectorii fiscali la ușă, în cazul în care nu dețină o patentă și nu plătesc impozite la stat. Artiștii sunt îngrijorați de aceste acțiuni și solicită ca autoritatea trebuie să organizeze consultații publice pentru a găsi o soluție convenabilă pentru acest domeniu specific. Astăzi nu trăim vremurile din 46 când trebuie, știi, cu forță să intri în colhoz, da? Trăim în niște timpuri moderne, unde trebuie chiar și inspectoratul fiscal trebuie să vină cu niște oferte avantajoase. Ziceam, de ce? Fiindcă acest domeniu a fost un domeniu nereglementat până acum de stat și statul nu a investit. Nu vorbesc despre domeniul cultural, ci domeniul industriilor creative în care nu au fost investițiile statului. Oamenii au investit din buzunar, de aceea abordarea trebuie să fie foarte atentă. Potrivit Inspectoratului Fiscal de Stat, pentru desfășurarea ilegală a activității de întreprinzător, numai în luna mai au fost întocmite peste 60 de procese verbale, în rezultatul cărora au fost aplicate amenzi în sumă de peste 90.000 de lei. Părerile interpreților la acest subiect sunt împărțite. În timp ce unii salută acțiunile fiscului, alții se arată nedumeriți. Cam orice țară trebuie să respecte legile, nu? Deci e o chestie, știu, care pentru mine e corectă. Oficial e o chestie normală, dacă să luăm așa în considerație pentru un stat normal, fiecare persoană e obligat să-și declare venitul său. Dar luând în considerație că noi trăim într-o țară, în ghilimele, normală, unde nu se oferă un loc de muncă stabil, unde un post absolvent a unui conservator, spre exemplu, în cazul meu, nu are un loc decent cu un salariu care ar putea să-și permită să-și întrețină familia sau să-și îndeplinească un most oarecare, da, să meargă la mare, la munte, în timpul anului, să te reziști cu un salariu oficial la stat, la noi e foarte complicat. Când statul are de gând să ia impozite de la artiști, atunci ar trebui să fie o pură transparență și în cheltuielile pe care le dețin artiștii ca să pregătească materialul lor artistic, ca să se pregătească de concerte, să vadă cât se plătește pentru salele de repetiții, să se investigheze cât se plătește pentru materialul pe care îl înregistrează un artist. Acestea sunt niște cheltuieli care și ele trebuiesc făcute la Interpreții spun că industria creativă este un domeniu foarte specific, cu un orar instabil. Astfel, ei solicită ca fiscul să organizeze consultații publice, iar fiecare din ei să găsească modelul potrivit pentru a activa în câmpul legal. În opinia responsabililor de la fisc, partea bună a lucrurilor este că în perioada aprilie-iunie, numărul patentelor valabile a crescut cu peste 40 pe lună pentru servicii de foto-video, cu aproape 80 pentru deservirea muzicală a ceremoniilor și cu 25 pentru deservirea muzicală cu regizarea evenimentelor.